Bun găsit, stimați telespectatori! După cum observați, suntem în același context ca în ultimele câteva săptămâni la rând. Ne aflăm în weekendul Marii Sărbători a Cinzecimii, a Coborârii Duhului Sfânt, Rusaliile, cum se spune, mă rog, în limba română. Și vrem să privim retrospectiv spre ziua Cinzecimii în Statele Unite. Vom avea mai mulți invitați. Deocamdată mă bucur foarte mult că l-am prins mai greu pe avocat Peter Costea, o cunoștință mai veche de-a dumneavoastră, pe care îl salut și îi mulțumesc că a răspuns invitației noastre. Mulțumesc foarte mult! Vrem să facem o retrospectivă cu privire la Pentecost Day 2020 în Statele Unite. Cred că e o celebrare istorică. Și din punct de vedere juridic ne-ar interesa, dumneavoastră aveți o imagine generală a situației pe plan juridic, apoi vor veni unii păstori, trei păstori, vom prezenta la momentul potrivit, care ne vor prezenta situația și sub alte aspecte, dar mă bucur să pot să vă am pentru 10-15 minute pentru a ne prezenta de ce e istorică și e de neașteptat și de neuitat o astfel de celebrare. E foarte interesant ce spuneți dumneavoastră, pentru că în timp ce făceați comentariul, mi-a venit în minte instantaneu că acum un weekend, când în Statele Unite a avut loc, când am sărbătorit Pentecost Day 2020, cum spuneați dumneavoastră, s-a petrecut chiar un eveniment extraordinar care, îmi dau seama, s-a petrecut doar prin intervenția lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt. Și aici vreau să dau ca exemplu cele două biserici române evanghelice din Chicago. Pentru că vinerea trecută, deci cu o zi, două zile înainte de ziua de Rusalii din Statele Unite, Tribunalul Suprem din Statele Unite a dat o decizie care a implicat aceste două biserici române din Chicago. Cazul acesta este... Mă iertați, mi-a adus secretara un document și dacă... Nicio problemă, vă înțelegem, sunteți la... Da, vă rog să mă iertați. După cum se știe, două biserici din Chicago au dat în judecată guvernatorul statului Illinois pentru că nu li s-a permis să aibă slujbe religioase, servicii în biserică. E vorba de Biserica Elim, Pentecostală Română Elim din Chicago și Biserica fratelui pastor Daniel Q, Biserica Baptistă Logos din Chicago. Aceste două biserici au dat în judecată guvernatorul statului Illinois și primăria din orașul Chicago și pe 29, vinerea trecută, Tribunalul Suprem al Statelor Unite a dat o decizie într-un caz similar care implica bisericile din California. Dar privind bisericile din România, pe data de 28, deci o zi înainte ca această decizie să fie dată, guvernatorul statului Illinois și-a schimbat optica și a decis că va deschide bisericile chiar on time, chiar în timp, înainte de Rusalii, până la 100 de membri, până la 100 de persoane în biserici. Această persoană, acest guvernator este, iertați-mă că o spun, anticreștin. Povestea este lungă, cunosc această persoană natural, indirect, din știri, din preocupările mele pre-familie și pro-familie și din câte citesc, e o persoană care este în întregime învărșinată în bătrâna creștină. Dar iată că datorită intervenției acestor două biserici din Chicago, așa lucra Dumnezeu și așa lucra Duhul Sfânt, că a înmoiat inima acestui om atât de influent și puternic în statul Illinois, încât cu o zi înainte, deci joia, înainte de vineri, a liberalizat restricțiile, a... Practic, scuzați-mă, a ridicat... ordinul care îl dăduse anterior. Dar permiteți-mi puțin să completez. Nu știu dacă e vorba de o înmuiere a inimii sau e vorba de o frică de a da socoteală, pentru că îi se dăduse un termen, s-a spus trebuie să explici decizia, să ne spui dacă este sau nu constituțională și practic decizia dumneavoastră din scrisul dumneavoastră sau spusele dumneavoastră citez acum. Practic, intervenția Curții Supreme de Justiție a devenit caducă sau inoportună pentru că ordinul care făcea obiectul
mă rog, plângerii bisericilor, nu mai era în funcțiune. Deci pe undeva e cu cânte că dacă ar fi venit termenul, el trebuia să se explice și Curtea Supremă ar fi declarat, mă rog, neconstituțională atitudine. Așa poate să o repetă, nu-i așa? Am văzut corect lucrurile. Da, analiza dumneavoastră este chiar potrivită și este chiar într-adevăr corect. Dacă guvernatorul trebuia să ia răspuns acțiunii inițiate de bisericile din Chicago, înseamnă că cazul ar fi fost analizat în fond de Tribunalul Suprem și am 100% convingerea că ar fi pierdut. Deci a căutat să evite rușinarea în public, două biserici române din Chicago m-au bătut. Din nou, revin la ceea ce am spus, aici a fost intervenția lui Dumnezeu, până aici Dumnezeu a dat biruință și imaginație. Ca urmare acestor acțiuni, acțiunea acesteia a bisericii române, toate bisericile din Chicago, din statul Illinois, au putut sărbători rusalile și puterea rusalilor. Acum cu acces peste 10 membri, că atât era restricția, maxim 10 membri, da? Dar respectând condițiile sanitare. Haideți să facem un pas, pentru că timpul ne presează, din nefericire. Cu dumneavoastră se poate merge ore întregi pe chestiuni juridice, am mai avut câteva episoade excepționale. Mă îngrijorează, sau îngrijorează pe românii din Statele Unite, decizia vis-a-vis de California, unde 3.000 de biserici, dacă bine rețin, au zis că vor deschide, mă rog, bisericile, nici nu știu dacă au făcut-o sau nu, ne vom consulta cu păstorii și poate știți și dumneavoastră, iar Curtea Supremă a dat, prin intermediul altui judecător de la Curtea Supremă, o decizie care puțin îngrijorează, în sensul că s-ar părea că primul amendament nu are cădere totală în a rezolva problema bisericilor într-un astfel de context de pandemie. Deci tot vinerea trecută, Tribunalul Suprem din Statele Unite a dat o decizie privind cazul bisericilor din California. Acolo situația era diferită pentru că guvernatorul statului a permis bisericilor, în aceeași măsură ca și cinematografele, de exemplu, ca și restaurantele, ca și barurile, să se întâlnească până la 25% din spațiul bisericesc, din auditoriu, din zona de închinare a bisericii. Bisericile însă a dat în judecată statul California, dorind să îi se permită ca să se strângă mai mult de doar 25%, până la 50%, poate toată capacitatea bisericii, natural, ținând în vedere restricțiile de sănătate și sanitară. Tribunalul Suprem din Statele Unite a spus că, pe moment, acțiunea bisericilor pare puțin nerezonabilă, pentru că bisericile sunt tratate în mod egal cu cinematografele, restaurantele, barurile și alte locuri de întruniri publice. Deci acesta a fost motivul pentru care 5 din cei 9 judecători au dat câștig de cauză guvernatorului. Dar vreau să menționez că a fost și o opinie dizidentă a judecătorului Kavanaugh, care spunea că în cazul acesta totuși există discriminare împotriva bisericilor și că chiar și în vreme de pandemie, the First Amendment, primul amendament al Constituției Americane, are precedent și nu pot să împui restricții de genul acesta asupra bisericii. Ce opinie aveți? Mai avem 5 minute doar împreună de discuție. Ce opinie aveți? Unii spun funcția F în termeni matematici, F de COVID-19 egal S, sănătate, minus L, libertate. Altfel, unii vor să impună oarecum sănătatea cu suprimarea libertății. Pot să coexiste? Va rezista Constituția Americană după acest context al COVID-19? Cam asta e întrebarea. Deci punctul de echilibru este într-un sens dificil de atins, cu toate că, în opinia mea, după aproape 3 luni de pandemie, cred că deja ar fi trebuit să găsim acest echilibru care să împace și oamenii de bună credință și de o parte și de alta. Impresia mea este că de partea aceasta la altă care insistă asupra sănătății, ceea ce e foarte importantă,
Mi se pare însă că încep să apară elemente extremiste și anarhiste care cu tot din adinsul doresc să pună frică și teamă în oameni, pentru că într-un anumit moment economia să nu se mai poată deschide, libertățile fundamentale să nu mai poată fi exercitate și ca atare nimeni dintre noi nu putem prezice cursul istoriei sau viitorul și nu știi niciodată ce se va întâmpla. Statul poate să-ți suprime toate libertățile și așa mai departe. Dar după cum vedeți, în Statele Unite, mii și mii de oameni în ultimele 2-3 săptămâni au ieșit în spațiul public, înarmați până în dinți. Unii dintre ei chiar au intrat în legislatura statului Michigan, fratele Tibu știe mai bine decât mine, de câte am citit eu, înarmați până în dinți. Legislatura pur și simplu a plecat acasă, au închis birourile și au plecat acasă, dar oamenii au demonstrat, efectiv spunând, nu ne tot restricționați drepturile, suntem stăpâni noi în țară și drepturile noastre liniază. Acum, protestele pașnice sunt una și violențele sunt altceva și, din nefericire, contextul Pentecost 2020, așa, Pentecost Day, are și aspectul ăsta sanitar, dar și aspectul violențelor. Vom vedea cu păstorii care vor fi invitați în continuare în ce măsură atmosfera aceasta de haos a afectat desfășurarea programelor. O singură întrebare mai am de final. Există guvernatori, dumneavoastră puteți da nume, eu mai puțin, care susțin că toate măsurile de restricționare a activităților bisericilor se datorează dorinței pentru supraviețuirea ființei umane, pentru salvgardarea de vieți, dar în același timp dau libertate clinicilor de avorturi și așa mai departe. Cum se împacă una cu cealaltă, după opinia dumneavoastră? Întrebarea este interesantă pentru că dacă privești la spectrul politic din Statele Unite, statele care noi le numim blue states, adică care sunt statele progresiste, dacă vreți în glumele, cele democrate, și te uiți pe de altă parte la statele care noi le numim red states, adică statele care sunt conservatoare, cum de exemplu este statul Texas, Michigan, de exemplu, e un blue state, New York este un blue state de asemenea. În acele zone s-a decretat avortul și acces la avort ca fiind un drept esențial și un serviciu esențial. Deci acolo serviciile de avort au continuat, cu toate că bisericile n-au putut să fie deschise. În statul Texas a fost chiar invers. De la început, guvernatorul statului Texas, cu numele de Greg Abbott, mică paranteză, a fost judecător aici în Houston, l-am cunoscut acum 25 de ani, un bărbat extraordinar, devotat credinței evanghelic ca și noi. Mă bucur că Dumnezeu l-a pus într-un loc înalt și mă rog ca Dumnezeu să pună toți creștinii români în locuri înalte. El, când a dat lista priorităților în statul Texas, pe lista priorităților nu a pus serviciile de avort, dar a pus pe lista serviciilor esențiale slujbe religioase și bisericile. A fost dat în judecată de mai multe grupuri pro-avort din statul Texas. Din fericire, acele grupuri au pierdut cazurile în tribunal, iar în ziua de astăzi ne bucurăm că în statul Texas avem de plină libertate religioasă. Chiar duminică eram la biserică, am sărbătorit eu 50 de persoane la mine în biserică, menținând distanța. Ziua aceasta frumoasă a rusaliilor, ne-am bucurat și dimineața și seara și parcă ne-am revenit la normal. Vă mulțumesc foarte mult pentru scurta intervenție pe care ați putut să o aveți. Timpul aveți anumite urgențe juridice. Multă binecuvântare vă dorim și vă mai așteptăm pe la Credo TV. Mulțumim foarte mult, multe binecuvântări. La revedere! Mai bine! Stimați telespectatori, după cum am spus, vom avea și alți invitați și îi vom prezenta imediat. Haideți să ne amintim cât de minunată a fost acea primă zi a cincizecimii. Pentru că reeditările, celebrările sunt una, dar ce a fost original, prima dată, este cel mai important.
Așa că veți vedea, avem trei invitați și mă bucur că toți trei au apărut pe ecran. A plecat avocat Peter Costea și a venit, și începem cu cel care a venit ultima dată, Florin Câmpian, pastor la Biserica Philadelphia din Chicago, Illinois. Mă bucur să ne reîntâlnim. La fel, bine v-am găsit. Am înțeles că ați fost într-o altă, mă rog, intervenție televizată. Am fost, da, într-o altă emisiune, la ora actuală. Parcă seamănă și decorul, că am deduc eu pe unde ați fost. Oricum, mulțumesc tare mult că ați răspuns invitației. V-am invitat, cum să spun, doar cu câteva ore înainte, pe fondul imposibilității unei dintre invitați să vină, dar nu că nu aveam de gând să vă invit. Mă bucur de asemenea să-l avem pe pastorul senior de la Biserica Bethesda din Detroit, Michigan, pastorul Simi Timbuk. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Și dumneavoastră sunteți cunoscut de telespectatorii noștri și fie să putem să dezbatem cum a fost ziua cincizecimii în stil american în contextul actual. Și nu în ultimul rând, un cunoscut de asemenea al telespectatorilor noștri, Doru Neamțu, de la Biserica Emmanuel, Phoenix, Arizona. Este pastor evanghelist de această dată, nu este pastorul senior al bisericii, dar am vrut să avem o persoană și care trăiește, practic, printre americani, GBG, sau, dacă vreți, printre evrei americani. Mă bucur să ne reîntâlnim, pastor Doru Neamțu. Mă bucur să fim împreună. Așadar, avem cam 30 de minute în acest episod, vom continua într-un episod următor, să vedem cum a fost și de ce a fost unică sărbătoarea cincizecimii. Cu o săptămână în urmă s-a petrecut în Statele Unite, acum suntem în weekendul rusaliilor a cincizecimii în România. Haideți să începem în ordine alfabetică, nu? Arizona, apoi vom merge în Illinois și apoi în Michigan. Spuneți-ne mai întâi contextul COVID-19, cum v-a afectat personal, familial și în general zonal. Și apoi vom merge la al doilea tur de discuție și pe plan eclesial, asupra cărui aspect vom insista cel mai mult. Personal, deci, pentru că s-a dat lege, dar legea din Arizona n-a fost așa de drastică față de alte state. Era voie de la 10 persoane în sus, strângerea oriunde, în casa de rugăciune, în biserică sau chiar acasă. Biserica noastră, pentru că e formată din foarte mulți frați și surori mai în vârstă, a trebuit să fie închisă de-a lungul acestei epidemii. Soția păstorului cu care slujesc împreună este bolnavă și este în vârstă. Ei sunt peste 80 de ani, 82 de ani. Deci, ca să înțeleagă telespectatorii, e vorba de evrei, da? Da, da. Evrei. Da, e vorba de biserica de evrei. Da. Și evrei în vârstă erau foarte vulnerabili. Așa că s-a închis, dar acasă, personal, noi am continuat, pot să spun așa cum spunea Daniel, când a auzit că s-a dat decretul să nu se mai roage, cum era obiceiul. Obiceiul nostru a fost că în fiecare duminică ne-am strâns, prin harul Domnului am fost de la 10 în sus, chiar și 15 câteodată, și am putut să ne bucurăm, așa cum spune Faptele 2:42, prin învățătura apostolilor, rugăciuni, frângerea pâinii și părtășie. Și ne-am bucurat împreună. Da. Pe plan sanitar, medical, a rezistat virusul acesta SARS-CoV-2 la căldurile din Arizona? Eu am fost o singură dată la Phoenix, dar nu știu cât se poate rezista ca om, mă rog, în afara unui adăpost de umbră sau aer condiționat. Sau... Deci au fost decese, au fost infectări, pe plan general, în statul dumneavoastră.
Acum ei, conform noutăților, spun că până acum cam în jur de 900 ar fi plătit cu viața acestui virus, dar, bineînțeles, sunt foarte multe exagerări, cum sunt în toată America, referitor la virus, deci acum nu se mai moare de cancer, de atac de inimă, de flu, deci totul e coronavirus. Dar, Și telespectatorii noștri știu, nu negăm gravitatea acestei boli, dar, din nefericire, s-a dat o instrucțiune, mă rog, chiar de la Organizația Mondială a Sănătății, că dacă cineva are și COVID-19, decesul e declarat pe seama acestui virus, ceea ce nu știu dacă, din punct de vedere medical și legal, este în ordine. Deci sunt ceva, cam cât, de ce ordini sunt cei infectați, dacă aveți cifre și respectiv decese. Și dacă în biserică, dintre credincioși, dumneavoastră sunteți frecventați și Happy Valley, o biserică pentecostală română foarte mare, dacă aveți cunoștință, vrem să vedem puțin, cum am spus, aspectul acesta medical mai întâi. Da, a fost un caz, chiar s-a dat și la televiziunea română, o soră de la Happy Valley s-a îmbolnăvit, care era asistentă medicală și a biruit, a trecut peste, Dumnezeu i-a dat sănătate și așa mai departe. Cum spuneam, cam în jur la câteva sute, ei spune că au murit vreo 900, și vreo 25-30 de mii infectați. Numai că lucrul absurd este că frica aceasta a guvernului, sau mai bine zis, nu este o frică, am amintit de la început că de fapt este un atac împotriva bisericii, mulți n-au crezut. Acum e convingerea dumneavoastră, trebuie să o și dovediți. Pentru că vedem, cum spunea și avocatul mai înainte, biserica a fost inclusă în baruri de noapte, cinematografii și alte lucruri, stadioane, și dacă se poate fără filme, fără jocuri de fotbal sau baseball, se poate și fără biserică, dar culmea e că peste tot magazinele erau împânzite de oameni panicați să cumpere produse, că va fi sfârșitul lumii, să zic așa, și peste tot la benzinării și peste tot erau la muncă, dar când era vorba de biserică, o dată pe săptămână... E periculos. Deci un singur lucru deocamdată la acest tur de masă virtuală, vă mai întreb. Când a pornit starea aceasta specială și în Statele Unite, dumneavoastră, totuși, fiind pastor evanghelist, nu puteți să stați locului și ați fost în Mexic. Așa, în câteva minute, 3-4 minute, spuneți-ne cum a fost deplasarea aceea în Mexic, dacă v-au lăsat să treceți granița. Da, de fapt, a fost o minune și nu numai o minune, dar Dumnezeu ne-a dat o mărturie extraordinară. De cele mai multe ori când mergeam, bineînțeles, fiind cu mașini mari, microbuze, ne trăgeau la semnalul roșu, ne trăgeau deoparte să ne facă inspecție. De data aceasta a fost semaforul verde. Ne-a dat, nu s-a uitat la noi, chiar m-a iritat faptul că era polițaiul de vamă și nici măcar nu s-a uitat la noi, ca și cum nu existam. Deci am trecut, cum spune românul, ca prin brânză, am trecut fără să fim opriți. Bineînțeles, au fost mulți care le-au fost frică să vină din cauză că au zis ei la întoarcere poate ne pune în carantină și ne afectează serviciile, ne afectează familiile, dar noi ne-am dus în numele Domnului, am știut că Domnul va fi cu noi. Acolo la orfelinat am hrănit cu orfanii, apoi ne-am dus la biserica care am plantat-o acum câțiva ani în Mexico și acum are peste 120 de membri și am făcut și acolo evangelizare, mulți s-au pocăit, chiar era funny, cum zic americanul meu, amuzant, că ei nici nu, parcă nici n-au auzit de coronavirus, chiar unul a zis
dar ce aia? Dacă o să avem, vă dăm și vouă. Și am zis, nu, țineți-o. Și asta în ce dată a fost aproximativ? În deci a martie? Fost în luna martie. Martie. În luna martie. Deci nu v-ați încetat de complet focarul. Da, nu v-ați încetat complet activitatea, ați mai mers o dată, totuși după aceea v-ați oprit. Mergem la Illinois și îl întrebăm pe pastorul Florin Câmpian cum a afectat COVID-19 colectivitatea românească foarte mare, evanghelică, dar și în general putem vorbi de toți românii în măsura în care sunt informații în această perioadă critică. Statul nostru, restricțiile au fost printre cele mai stricte din America. Noi, eu personal, la începutul lunii martie am fost foarte precaut, am luat măsuri de siguranță, am închis serviciile o săptămână în timp ce am evaluat, analizat, după care am fost un mare rebel. Am făcut servicii în fiecare seară, 40 și ceva de servicii, 15 la 20 de oameni, sigur online, dar și în persoană, așa cum am spus. A fost o binecuvântare pentru noi și pentru cei care au participat cu noi. Limita în Illinois în perioada aceea era de persoane. 10 persoane. În ziua florilor, nu, era de două persoane. Două persoane? Aole. S-am întâlnit, în duminica florilor a venit poliția la noi, 6 mașini de poliție, au schemate pentru că noi ne întâlneam, le-am explicat, n-au mai venit după aceea, și-au cerut chiar scuze, ne-a rugat pentru ei. Însă, așa cum poate ați auzit din media, ne-am decis să deschidem biserica oficial, să informăm guvernatorul, primarul. Am făcut-o pe 10 mai, număr redus de persoane, apoi pe 17 mai. 17 mai a fost o duminică interesantă, un weekend interesant pentru noi. Primarul a dat ordin ca toate străzile din jur, 9 străzi din jur, să fie evacuate, să nu fie mașini, au scris scrisori vecinilor ca să incite vecinii împotriva bisericii. Când am mers la biserică, am avut 10 mașini de poliție, era o scenă haotică, sirene în jur, toată media prezentă acolo. Și am avut serviciu împreună cu toți cei prezenți acolo, cu media, cu poliția, cu 85 de persoane înăuntru. Am avut Fox News care a filmat live și fără căutăm atenție, pentru că n-am făcut asta pentru atenție, ne-am întâlnit, așa cum am spus, până în momentul acela, la 42 de servicii pe care le-am făcut. A fost epuizant, dar am avut aproape fiecare seară. Am avut o atenție deosebită care a ajuns până la președintele Americii, la procurorul general al Americii, William Barr. A fost o presiune extraordinară. În viața mea nu m-am simțit așa de presionat în sensul acesta, atâta presiune asupra mele. Dar până la urmă a fost ceva pozitiv. A dus la o victorie extraordinară. În ultimele 10 zile am avut atenția pe care nu mi-am dorit-o niciodată de la media. Trebuie să dau în jur de 20 de interviuri. Însă a lucrat pozitiv în statul nostru, pentru că între timp, vinerea trecută, guvernatorul a ridicat restricțiile pe care le-a impus asupra dacă îmi permiteți, cu avocatul Peter Costea am discutat acest aspect juridic. Vom mai reveni ceva mai târziu. Au fost afectați credincioșii din biserica dumneavoastră și familia dumneavoastră de boala aceasta? Deci, în primul rând, noi de la biserică nu am avut pe nimeni să ia virus de la biserică. În ultimele 2 săptămâni am avut doar câteva persoane care au fost infectate de la lucru, 3 sau 4 persoane. Însă toate aceste persoane sunt bine la ora actuală. Deci am avut protecție divină în ciuda faptului că ne-am întâlnit în mod constant cu 15-20 de persoane. În același timp am avut toate regulile de igienă bine stabilite,
am ținut cont de lucrul acesta, am fost foarte atenți și am adus servicii spirituale extraordinare, emoționale comunității noastre și nu numărul lumii, de fapt. Virusul este real. Deci, în timp ce noi n-am avut cazuri extreme, personal am condus în mormântarea unui frate de 55 de ani de la altă biserică. Fratele acesta a colapsat datorită virusului, n-a avut precondiții medicale cunoscute înainte, însă a decedat, a plecat pe picioarele lui în spital și a ieșit fără viață în spital. Statul nostru, să menționez asta, are până în prezent 121.000 și ceva de cazuri confirmate și 5.412 decese declarate COVID. Acum este mare dispută în ce privește numărul acesta de decese. Sunt multe discuții în privința aceasta. Dar noi, ca și comunitate, până în prezent, suntem extrem de binecuvântați. Dumnezeu ne-a apărat. Același timp, am avut un rol extraordinar. Dumnezeu ne-a dat favoare și înaintea oamenilor. Am primit amendă, am primit tot felul de amenințări, însă și un suport incredibil pe care l-am primit în jurul Americii, inclusiv de la președintele Americii. Mergem mai departe, spuneam în ordine alfabetică, la Michigan, la Detroit, pastorul Simi Timbuk, cum a trecut personal și familial prin această boală, această pandemie și biserica. Știu că ați avut anumite experiențe destul de tăioase, așa, dureroase, dar ne veți spune dumneavoastră cum a fost. Încă o dată, fiți binecuvântați, spre deosebire de ceilalți invitați, frații noștri dragi, slujitori ai Domnului, care nu au avut așa cazuri specifice, noi la Detroit, Michigan și în special Biserica Bethesda, unde slujesc, am cunoscut mai multe cazuri de persoane care au suferit în urma acestui virus. Și printre acestea sunt și eu, sunt un supraviețuitor, împreună cu soția și de asemenea una din fiicele noastre și soțul ei au fost confirmați ca având și au virusul respre COVID-19 și au fost tratați, în special fiica noastră a fost, cred că, mai rău, cu pneumonie și alte complicații, dar toți patru nu locuim la aceeași adresă. Am avut harul din partea lui Dumnezeu de a nu fi internați în spital. Am avut persoane din biserică, circa 5 persoane, care au fost internați în spital sau internate în spital, una dintre ele chiar până la 9 zile, dar prin harul lui Dumnezeu și ajutorul lui sunt bine acum, sau suntem bine cu toții. Lucrul acesta s-a petrecut prin luna martie. În primul caz în Michigan, cred că a fost prin 10-11 martie, apoi s-a dat ordinul de a nu ne aduna peste 250 de persoane ca biserică. Noi am urmat indicațiile respective. Ultimul serviciu a fost pe 15 martie cu public, cum am spus, la 250 de persoane. Și pe 18-19 martie ne-am îmbolnăvit. Acum nu știm exact, a fost în urma adunării noastre împreună sau au fost și alte cauze. Oricum, mai multe persoane din biserică, de ordinul zecilor, au trecut prin suferința aceasta. Cum s-a manifestat la noi, personal, nu am avut insuficiență respiratorie. Am apelat la autorități să mă primească la sănătatea publică și la doctorul de familie, medicul de familie. Mi-au spus că în faza în care eram să stăm acasă, izolați, să ne tratăm cu ceea ce ne-au recomandat ei. Manifestările au fost prin febră, cu transpirație, apoi cu frisoane, slăbirea puterii, a energiei, dureri musculare în tot organismul, noaptea și de asemenea în timpul zilei. A fost și una dintre cele mai intense perioade pentru mine personal, că eram și bolnav, dar în același timp ne-am mobilizat
ca biserică, împreună cu frații din bordul pastoral, cei ordinați. Noi avem o împărțire pe slujitori în vederea vizitării familiilor și am spus în perioada ce nu putem vizita, dar să-i sunăm. Și am sunat la telefon, ne rugam împreună la telefon, probabil că a fost perioada cea mai intensă de rugăciune la telefon, ținând aproape unii cu alții, oferind asistență umanitară, aș putea să o numesc, cu alimente, cu alte nevoi, avem și frasurori în vârstă. A fost o perioadă grea, o perioadă dificilă. Am avut o singură duminică în care nu am putut să avem servicii nici online, dar pe urmă, din 29 martie, am început cu servicii online. Așa cum spuneam, în statul Michigan, situația a fost probabil mai grea decât în alte state, conform statisticilor. Ca și număr de persoane infectate, conform evidențe care ni s-a dat, sunt la vreo 55.000, iar ca și persoane decedate sunt aproape 5.500. Deci o rată destul de mare. Evident că sunt mult mai multe persoane care au fost infectate, pentru că și eu cunosc persoane care au fost infectate și care doar după aceea au primit confirmare și probabil că n-au fost în evidența medicală. Perioada aceasta este caracterizată, pe de o parte, de realitatea acestui virus. Acum există și confuzie, chiar la ceea ce se numește știință, cadrele medicale, vedem că au venit cu tot felul de măsuri. La început avem doctorul Fauci, care este directorul Institutului Național de Sănătate, spunea, nu e nevoie de mască, vă continuați activitatea. Pe urmă am mers în direcția extremă, în care doar mască, separarea aceasta fizică. Chiar și fratele Florin, cred că spunea într-o împrejurare, că distanțarea socială probabil nu e cel mai bun termen și eu cred lucrul acesta, că noi social am vrut să fim aproape și am căutat să fim aproape, chiar dacă n-am putut fi fizic, prin telefoane, prin Zoom, cum este acum, dar nu am putut să fim fizic. Astfel, în statul Michigan, de asemenea, guvernatorul sau guvernatoarea statului a dat niște ordine foarte stricte și la noi, până acolo încât deja intram în primăvară, nu puteai să stai iarba, nu puteai să ieși afară, să mergi la parc. Pe urmă, în urma unor, cred că și a presiunilor făcute de populație care au ieșit cel puțin de două ori și au demonstrat, o demonstrație pașnică, un protest pașnic, chiar dacă unii dintre ei au fost și înarmați, au avut și arme cu ei, dar n-au fost folosite și au mers la Capitoliul statului Michigan, Lansing, cerând drepturi, cerând și recunoscând, conform declarației de independență și a Constituției, cei care ne guvernează primesc puterea de la cei care sunt guvernați, iar drepturile și libertățile noastre nu ne sunt oferite de guvern, ci ne sunt oferite de către Dumnezeu. Sunt drepturi inalienabile care nu pot să fie restricționate decât pe un termen foarte scurt, având în vedere cum este situația aceasta. Se spune și proporțional cu pericolul la care colectivitatea de oameni este expusă. Mai avem doar 10 minute. V-aș ruga câte 3 minute și chiar începem cu dumneavoastră, pastor Simi Timbuc. Câteva avantaje, enumerați câteva avantaje ale perioadei trecute, deci perioadei, mă rog, de carantină, să spun așa, urmând ca în episodul viitor să vorbim concret cum s-au derulat Pentecost Day în bisericile noastre și în statele dumneavoastră. Deci, mergem la dumneavoastră, apoi la pastorul evanghelist Doru Neamțu și apoi încheiem cu pastorul Florin Câmpian. Câte 3 minute fiecare, vă rog. Alături de suferință, alături de durere, de izolare, care nu au fost plăcute și nu sunt plăcute, Dumnezeu ne-a creat să fim ființe sociale, să fim în relație cu alții,
cred că am putea să privim și la câteva beneficii care să le luăm din perioada aceasta. Înainte de aceasta îmi vine în minte de asemenea un alt dezavantaj, a fost dezavantajul economic, prin faptul că s-au închis și instituțiile, locurile de muncă, dar aceasta conduce la ceea ce aș vrea să spun ca un avantaj, adică posibilitatea familiei de a fi împreună, posibilitatea soțului de a fi mai mult împreună cu soția, poate de a recupera sau răscumpăra din vremea dinainte, posibilitatea părinților de a fi împreună cu copiii mai mult. Să nu spuneți toate avantajele, că nu mai rămân și celorlalți. Câteva din ele. Mai mult 3 minute. Și aceasta e pe plan social, relațional, ca și un avantaj și beneficiu și conduce la aspectul spiritual, că în timpul acesta au putut să fie antrenați mai mult în altare de familie, în rugăciune, devoțiune, în scriptură, în părtășia familiei. Și noi chiar am încurajat lucrul acesta și astfel în fiecare seară, la ora 7, aveam programat un timp de rugăciune în familie cu tematică, iar lunea, miercurea și vineri aveam frați care prezentau mesaje scurte care erau transmise prin video, prin website-ul bisericii, Zoom, la care frații biserica se conecta. Aceasta... Deci au fost și avantaje nete. Să mergem și la pastorul Doru Neamțu. Doar 2-3 minute ca să ne încadrăm da, în timp. Da, și noi ne-am bucurat cu toate restricțiile de faptul că am putut să petrecem mai mult timp în primul rând cu Dumnezeu. Prin harul Domnului aproape am terminat Biblia, ca să zic așa, de citit, pentru că a fost timp. Ne-a dat Dumnezeu timp să stăm în prezența Lui. Apoi au fost, bineînțeles, multe momente de mijlocire prin post și rugăciune pentru cauza respectivă, epidemie, dar și pentru cei afectați, cum ar fost în România, în Africa, în Asia, avem partenerii de acolo. De asemenea, COVID-ul acesta pe foarte mult și a izolat cumva ca să supraviețuiască cu familia. Dar noi ne-am gândit că trebuie să și ne implicăm în lucrarea Domnului, nu să o abandonăm de tot. Și ca să dau un exemplu, m-am dus la o văduvă cu mâncare și în fața garajului erau cutii goale. Și zic, pentru ce sunt astea? Era 3 copii fără incam, fără servici. Zice, aștept să le umple Domnul ca să le duc mai departe la cei care sunt bolnavi de coronavirus, să le pun la ușă sau la bătrânii care le e frică să iasă din cauza că sunt vulnerabili. Și zic, dar tu cu ce trăiești? Zice, păi nu vezi, Domnul le umple și o le duc mai departe. Și deci am avut niște exemple, niște mărturii extraordinare prin acest COVID. Și de asemenea, eu cred că acest COVID, nu numai cum amintea fratele, a rezidit altarele familiei, relațiilor între soție și soț, și părinți și copii, dar de asemenea ne-a chemat la unitate. Eu cred că, cum amintea și fratele Florin, dacă biserica nu este în unitate, atunci satana sau guvernul poate să stingă pe cei care se ridică și își cer drepturile, dar dacă biserica e unitate cu Hristos, s-a rugat ca să fim una, asta lipsește la noi. Ați văzut acum cazul cu acest om de culoare care a fost omorât de poliție și toată America acum protestează, buiește, sparge băncile, magazinele, deci o unitate între oameni de culoare și față de cazul respectiv, abuzal. Dar biserica trebuie și ea ca prin această epidemie să-și dea seama că noi nu trăim o stare de unitate. Să fim unul pentru toți și toți pentru unul. Cum s-a ridicat, să ne ajute Dumnezeu. Haideți să mergem Amin. Și la pastorul Florin Câmpian. Avantajul de a trece cu Domnul prin încercare. Frații au subliniat foarte multe, majoritatea lucrurilor. Eu cred că, în primul rând, avem un mesaj universal de la Dumnezeu.
Dumnezeu a dat un mesaj lumii că Dumnezeu este în control. Cum spune Scriptura, El este sus în cer și face tot ce vrea. Al doilea beneficiu este că Dumnezeu ne-a învățat să depindem de Dumnezeu. Lecția mea personală este să depind în toate aspectele existenței mele de Dumnezeu. Și a treia lecție pe care vreau să o menționez, sunt mult mai multe, dar mă limitez la aceste trei. Dumnezeu ne-a învățat importanța sau valoarea relațiilor. Oamenii sunt mai importanți decât lucrurile, decât tot ce avem noi, decât clădirile noastre, decât bunurile noastre. Sunt oamenii, sunt valoarea mare pe care Dumnezeu ne-a dat-o și ne-a învățat să apreciem asta mai mult decât oricând. Da, am mai avea încă câteva minute. Fiecare dintre dumneavoastră, dar într-un minut jumate, un îndemn scurt față de cei care ne urmăresc. Încă n-au trecut pericolele, noi credem, ne rugăm ca să treacă criza aceasta, dar vor veni altele, pentru că așa e viața. Recomandați-le un lucru sau cel mult două ce să facă în astfel de momente. Și începem tot de la pastorul Simi Timbuc, apoi Doru Neamțu și Florin Câmpean. Ce aș dori să menționez, așa cum spuneați, încă există această stare de urgență, de alertă, cum este numită, cred că, în România. De asemenea, sunt persoane care le cunoaștem, au trecut prin situații, alții n-au reușit să depășească și au fost chemați acasă. Psalmul 23 îmi vine în minte ca unul dintre psalmii cuvântului Dumnezeu care este foarte încurajator. Apropierea de Dumnezeu, înțelegând că El este cu adevărat păstorul și ca păstor ne hrănește, se îngrijește, ne protejează și chiar dacă ne lasă să trecem prin valea umbrei morții, cum spune psalmistul David în Psalmul 23, El nu ne lasă singuri. El este împreună cu noi. Și lucrul acesta l-am văzut personal, nu doar acum, ci din copilăria mea. Și spune, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Cu alte cuvinte, ca să rezumăm, pentru că timpul nu ne permite, recomandați fiecare dintre cei care ne urmăresc să învețe și să trăiască Psalmul 23. E o recomandare excepțională. Doru Neamțu. Eu menționam că... Tot prin foarte scurt, că nu ne permite timpul. Da, scurt prin această încercare avem nevoie de o pocăință autentică, de o întoarcere radicală și de o dorință de a fi transformați, pentru că în toate cazurile Dumnezeu se revelează. Să fim transformați după chipul lui Dumnezeu. Și ce să facă telespectatorii? Deci un îndemn față de cei care ne urmăresc. Un îndemn este să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu zilnic, relația noastră personală cu Dumnezeu și apoi unii cu ceilalți, pe verticală și pe orizontală. Să ne ajute Dumnezeu. Pastorul Florin Câmpean în încheiere. Iar ce cred că este important pentru fiecare credincios, pentru noi ca și comunitate, este să nu fim doar plini de râvnă, ci să fim și înțelepți. Chiar în criza aceasta, noi trebuie să fim informați, să fim atenți, să fim precauți, însă în același timp, biserica are rolul de a fi o voce profetică în perioada aceasta. Din nefericire, de multe ori, biserica se conformează lumii în loc să fie vocea profetică pentru lumea, pentru sistemul în care suntem noi. Noi trebuie să respectăm societatea, să fim cetățeni buni, însă vine un moment în viața noastră când trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, decât de guverne. Și asta e vocea profetică pe care o găsim în Scriptură de-a lungul istoriei. Ca salut pentru toți cei care ne ascultă, pentru fiecare dintre voi, Psalmul 20. Domnul să vă asculte în ziua necazului. Mulțumim foarte mult invitațiilor noștri. Suntem, cum spuneam, în ajuns de cincizecime. În episodul următor vom merge mai mult spre importanța acestui eveniment și modul în care această comemorare a fost fructificată de către confrații noștri și de limbă și de credință din Statele Unite. Fie să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Așa să ne ajute Dumnezeu!